am văzut în ceea ce am parcurs împreună până acum, în primul rând, faptul că ucenicizarea este o realitate biblică. Am văzut că Domnul Iisus Hristos a fost implicat în această realitate, în acest proces, și am văzut, sper că suntem convinși de asta, că biserica este mediul în care ucenicizarea trebuie să se petreacă. Ăsta este mediul lăsat de Dumnezeu, lăsat de Hristos, în care acest proces, care de altfel este de o viață, trebuie să se petreacă. Și cred că a fost destul de clar faptul că, în primul rând, vedem această realitate prin modelul de viață lăsat de Domnul Iisus Hristos. În primul rând, dacă ne gândim la Domnul Iisus Hristos și la viața Lui, dacă vă gândiți cu atenție, vom vedea că primii 30 de ani din viața Lui, El a fost ucenic. În primul rând, Tatălui Său a trăit o viață de ucenic. Și apoi, după botezul Lui și după ce El își cheamă ucenici, petrece următorii 3 ani jumate investind în mod intens în viața acestor oameni. Zi și noapte petrecând cu ei, învățându-i Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, spunându-le vestea bună despre faptul că El este Mesia, că El este Mântuitorul, că El urma să pătimească și să învie a treia zi, și înainte ca să se finalizeze misiunea Lui, vedem că El încredințează această misiune ucenicilor și bisericii și creează cadrul necesar prin care această misiune să continue. Deci Hristos ne modelează cum trebuie să arate o viață de ucenicie și apoi investește biserica cu această misiune și dă și anumite instrumente prin care să facă lucrul acesta. La fel cum, de exemplu, dacă te duci mâine la servici și șeful ți-ar da o misiune, dar nu ți-ar da un cadru, nu ți-ar da resurse necesare, ai zice, ok, dar cum pot eu îndeplini această misiune? Hristos ne dă o misiune și în același timp ne creează un cadru și ne dă uneltele necesare să îndeplinim această misiune. Da? Acest cadru și aceste instrumente sunt, de fapt, Biserica Domnului Iisus Hristos. Da? Și vedem că El, când transmite, deleagă această responsabilitate, o face, cum ziceam, prin a da în mod explicit un mandat, o misiune, o poruncă, ucenicii și bisericii, care o cunoaștem toți foarte bine, sub denumirea de Marea Trimitere, o avem în Matei 28, și aceasta este cumva misiunea, viziunea, când ziua de astăzi se vorbește foarte mult, când plantezi o biserică sau deschizi un business, că mai nu este același lucru, trebuie ca să-ți găsești viziunea. Care este viziunea corporativă? Și trebuie să o poți, dacă vreodată ați făcut cursuri de management, de leadership, întotdeauna se vorbește despre faptul că trebuie ca să ai un motto, trebuie să ai o viziune care poți prezenta sub un motto. Ei, Matei 28, spre final, adică Marea Trimitere, este motoul bisericii. Da? Este viziunea bisericii, este planul bisericii care trebuie să-l îndeplinească, și anume să mergem în toată lumea și să facem ucenici. Orice biserică care nu are aceasta ca și viziunea ei, nu este o biserică a Domnului Iisus Hristos. El a dat mandatul, da? El dă autorizațiile de funcționare, să vorbim așa, El este singurul care poate autoriza biserici, nu poate ministerul cultelor, nu pot cultele religioase, singurul care autorizează biserici legitime este Hristos. Și Hristos le autorizează cu acest mandat. Scopul bisericii este să meargă în toată lumea, să facă ucenici, da? Adică să le vestească Evanghelia, să-i evangelizeze, pe cei care cred să îi boteze în numele Lui și apoi să petreacă toată viața alături de ei, învățându-i să păzească tot ceea ce a poruncit El. Da? Asta este planul bisericii. Da? Dar această misiune, cum ziceam, este lăsată de Hristos și cu niște instrumente. Deci avem un cadru creat, biserica, avem o misiune, dar avem și niște instrumente date bisericii. În primul rând, vedem că în Scriptură Hristos încredințează predicarea cuvântului bisericii. Bisericii este reprezentantul, ambasada cuvântului lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că în mod individual fiecare nu vestim cuvântul, da? Dar stâlpul și temelia adevărului în cele din urmă este biserica. Există ceva special
în această instituție, dacă vrem să o numim așa, în Biserica Domnului Iisus Hristos, adunată la oaltă, care are menirea de a-L reprezenta pe Hristos prin cuvântul Său. Și vom vedea că acest instrument trebuie folosit atât pentru extinderea împărăției, extinderea bisericii, pentru facerea de ucenici, adică prin vestirea Evangheliei spre convertirea lor, cât și spre creșterea de ucenici. Da? Evangelizăm și în același timp, prin același instrument, prin cuvânt, desăvârșim, creștem. Da? Și biserica, impropriu spus, deține sau îi se dă acest instrument în primul rând, care trebuie să-l mânuiască. În al doilea rând, rânduielile sunt date bisericii cu acest scop. Da? Rânduielile însemnând botezul și cina Domnului sunt instrumente, dacă stați bine și vă gândiți, care au ca și scop de a confirma sau de a infirma pretenția cuiva că el este ucenic. În Matei 16, când se introduce pentru prima dată conceptul din partea Domnului Iisus Hristos despre cheile împărăției, despre a lega și despre a dezlega, care apoi în Matei 18 vedem că se deleagă bisericii prin disciplina bisericească. Da? Și înțelegem foarte clar că se vorbește despre a face parte din biserică sau a nu face parte din biserică. Asta înseamnă a dezlega sau a lega. Da? În Matei 16, când Hristos instaurează acest concept, ceea ce se discută este, după ani de zile de ucenicie, Hristos îl confruntă cu Petru cu întrebarea care fiecare ucenic trebuie să fie confruntat. Cine este Iisus? Și Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, face o mărturie credibilă, adevărată despre identitatea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus îi spune, adevărul acesta nu a venit de la tine, nu a venit din firea ta, adevărul acesta a fost dat, a fost dezvăluit ție de la Tatăl, prin Duhul Sfânt. Și afirmă Domnul Iisus Hristos că pe această temelie, pe o mărturie credibilă a identității Domnului Iisus Hristos, a Evangheliei, Hristos își va zidi biserica. În Matei 18, când se reintroduce sau se rediscute ideea aceasta de cheile împărăției, vedem că acum se discută în sensul de disciplină bisericească. Și ce este disciplina bisericească decât atunci când biserica trebuie să infirme mărturia cuiva că el este ucenic. Atunci când cineva spune, eu sunt ucenicul lui Hristos, dar fie mărturisirea lui, adică doctrina lui, fie mărturia lui, adică viața lui, infirmă lucrul acesta. Și biserica trebuie să folosească acest instrument și să spună, nu ești ucenic. Te consideri ucenic, îți faci reclamă ca și ucenic al lui Hristos, dar nu ești ucenic. Și fizic vorbind sau vizibil vorbind, cheile acestea sunt reprezentate prin botez, care este intrarea în biserică, și cina Domnului, care este gardul. Botezul este afirmarea instantă sau inițială prin care noi spunem, da, cel care a venit și a mărturisit pe Hristos ca și Domn și Mântuitor este credibil, ca atare este botezat în mijlocul nostru. Și de fiecare dată când întindem masa Domnului și primim oameni la masa Domnului, spunem despre ei că sunt credibili în mărturisirea și în mărturia lor ca și ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Da? Deci vedem că Hristos ne dă această misiune și în același timp ne dă instrumente și un cadru eclesial în care să le desfășurăm, adică predicarea cuvântului și rânduielile lăsate de El prin care să îndeplinim această misiune de a face ucenici în toată lumea. Problema intervine întotdeauna când trebuie ca să treci de la instituție la individ. La nivel de instituție tot este foarte frumos. Da, frate, am înțeles, predicare, rânduieli, cadru, marea trimitere, du-te, descurcă-te. Nu? Biserica. Hey, go! Care e problema? Dar avem biserică, nu? Asta este problema. Problema este când trecem de la instituție la individ. Pentru că se face o ruptură. Cât timp se vorbește despre faptul că noi suntem biserica, și nu citesc pe cei de la Toflea, da?
și se vorbește despre mese de dragoste și se vorbește despre una și alta și tot felul de chestii abstracte. Da, noi suntem biserica. Când se vorbește despre ucenicizare, despre evangelizare, despre a merge și a împlini misiunea, nu, biserica face asta. Instituția face asta. Trecerea de la instituție la individ, sau mai bine spus, realizarea că indivizii sunt instituția bisericii, că mădularele sunt trupul, că la fel cum eu nu pot spune despre mâna mea, ea e mână, nu face parte din trup, trupul e trup, mâna e mână, asta ar fi o aberație, niciun mădular nu poate să spună biserica trebuie să. Biserica are misiunea asta. Fie că o verbalizează, fie că pur și simplu trăiește în felul acesta. În gândirea Domnului Iisus Hristos, a fi ucenic, a face parte din biserică și a trăi această misiune, înseamnă a-ți însuși realitatea că tu ești biserica. Și ca fi ucenic înseamnă a lua pe umerii tăi această responsabilitate și a trăi în felul acesta. În Ioan 13, când Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor felul în care oamenii vor ști că ei sunt ucenicii lui, nu le vorbește despre instituții, nu le vorbește despre rânduiel, nu le vorbește despre, nici măcar despre predicarea care o vor face. Le vorbește despre relația de dragoste care va exista între mădulare. Da? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți, care sunt toți, toți cei din afara ucenicilor, că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Biserica nu este în primul rând o instituție, cât este un organism, cât este o familie. Și ea nu își îndeplinește responsabilitatea față de Hristos decât prin membrii ei. Decât dacă fiecare membru înțelege că a fi ucenic înseamnă a fi un mădular care se adeverește ca și mădular prin activitatea care o are, prin dragostea care o desfășoară, unul față de celălalt. Altfel spus, și vom vedea mai clar lucrul acesta, vom accentua, faptul că ești membru vizibil într-o biserică vizibilă a lui Hristos, care este cu adevărat biserica lui Hristos, are toate semnele, nu înseamnă că tu ești cu adevărat ucenic. Din păcate, și cea mai sfântă și perfectă biserică vizibilă face parte din două cercuri concentrice. De cele mai multe ori. Eu încă n-am întâlnit o biserică care să fie unitară. Și anume, sunt cei care fac parte din biserica vizibilă, adevărată a lui Hristos, și într-un cerc mai mic sunt adevărata biserică. Înțelegeți distinția? Există o biserică adevărată, unde este Evanghelia, unde sunt rânduielile și unde este disciplina conform poruncii lui Hristos. Acea biserică, ca și instituție, poate fi numită adevărată. Și undeva într-un cerc mai mic, da, este adevărata biserică din sânul bisericii respective. Întrebarea pentru fiecare dintre noi este dacă facem parte dintr-o biserică adevărată sau dacă suntem biserică adevărată. Distinția cred că o înțelege. Dacă am aderat verbal, mental, pe o hârtie, pe un catastif, sau dacă s-ar spune despre noi privind la viața noastră în cadrul organismului, măi, ăsta-i mână, ăsta-i ochi, ăsta-i picior, da? Cum știi? Uită-te la felul care se relaționează la tot trupul, e evident. La fel cum nimeni ar spune de mâna mea dreaptă sau de mâna mea stângă că nu face parte din trupul lui Mihai, este evident, da? Și nimeni ar spune despre capul meu sau despre picioarele mele, pentru că toate slujesc același trup, da? Și același scop. Ce înseamnă să ne iubim unii pe alții? Am realizat că asta poate a fost una dintre cele mai prezente întrebări în discuțiile care le-am avut data trecută. Dar până la urmă, ce înseamnă să ne iubim unii pe alții? Și pentru că nu adresăm, nu doar teologic, ci practic, real, pentru noi aceste realități, și le lăsăm la nivel de clișeu, plecăm de fiecare dată și spunem, hai, noi iubim, ne iubim unii pe alții. Dar dragostea este ceva mai mult decât un sentiment. Este ceva mai mult decât o,
o declarație. Și Biblia este plină de explicații despre cum arată dragostea în cadrul eclesial între oameni care într-adevăr se iubesc unii pe alții. Dar, de exemplu, Evrei 10, versetul 24 și 25, și vom vedea și alte versete care vizează cadrul eclesial, în care se spune să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste. Deci vedem o legătură strictă între a veghea și a ne îndemna la dragostea, și vegherea sunt mână în mână. Da? Și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obiceiul și să ne îndemnăm unii pe alții. Deci de două ori îndemnarea este acum legată de dragoste. Da? Să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua este aproape. Problema din nou este că asemenea versete, care ar fi 10 de ele, asemenea versete de cele mai multe ori se impută asupra conducătorilor. Declarativ toți ne iubim, practic biserica trebuie să vegheze. Biserica trebuie să facă asta, păstorii trebuie să facă asta, da? Și din păcate, foarte mult se substrag din această realitate, zicând declarativ că iubesc frații, dar practic dacă le-ai cere ca să spună cum, n-ar putea ca să o facă, da? Deși ei știu că aceste versete au mai mult de a face cu responsabilitatea individului în cadrul bisericii decât cu vreo instituție sau vreun păstor. Biblia prezintă, și îmi place foarte mult cum fratele Mark Dever prezintă în cartea lui, cele două roluri distincte între aspectul de ucenicizare pentru care e responsabil păstorul sau păstorii, mai bine spus, și aspectele pentru care e responsabil membrii. Și aș vrea ca să subliniem aceste aspecte, să vedem care este rolul păstorului și care este rolul membrului. Care este rolul conducere între ghilimele și care este rolul congregației. Și vă invit în mod activ, în mod critic chiar, să faceți o analiză în seara aceasta, în săptămâna aceasta, asupra rolului dumneavoastră, dar în același timp asupra rolului meu. Și dacă falimentez undeva, sau dacă în responsabilitățile ca și păstor sunt falimentar în a da trupului ceea ce are nevoie, chiar vă rog ca să îmi spuneți, cu toată umilința. Dar dacă din perspectiva bisericii, ca și mădulare, primiți ceea ce Biblia cere, și din perspectiva personală nu vă regăsiți în rolul membrului a unei biserici, de asemenea vă rog ca să adresați critica asupra dumneavoastră. Corect? Mi se pare total fair play, da? În sfera corporate, asta se numește o evaluare. Te cheamă șeful la el în birou, apropo, care și el are un șef și va fi după aia chemat la el în birou, și să scot fișele și să spune, hai să vedem cum stăm. Tu trebuia față de echipa ta să le dai următoarele lucruri, ei trebuiau față de companie să dea următoarele rezultate, să vedem cum stăm. Da? Și la un moment dat, cred că este foarte benefic ca și indiviz, ca și biserică, ca și păstor, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem care sunt rolurile noastre, care sunt atitudinile noastre, implicațiile noastre, și nu înaintea mea, ci înaintea lui Hristos să spunem, le îndeplinim sau nu le îndeplinim. Le avem pe inimă sau nu le avem pe inimă. Ne doare sau nu ne doare. Suntem parte doar din biserica vizibilă sau facem cu adevărat parte din biserica adevărată? Dar este o distinție elementară care cred că o înțelegeți. Rolul păstorului, care în primul rând este ca să fie un imitator al lui Hristos și să facă tot posibilul prin instrumentele care i s-a dat să crească ucenici. Și primul instrument, cum bine știți, este predicarea cuvântului. Și păstorul se chinuie și face pere albi folosind acest instrument, care dumneavoastră îl vedeți pentru maxim 2-3 ore pe săptămână, ca să ucenicizeze. Da? Altfel spus, toată munca în spatele acestor 3 ore este cu speranța că în baza promisiunii lăsate de Dumnezeu, această investiție va da rod în ucenicizare. Și păstorul este implicat în mod constant
în două feluri de ucenicizare prin predicarea cuvântului. Și anume, predicarea spre evangelizare, pentru că Scriptura ne spune că noi ca și păstori trebuie ca să facem munca unui evanghelist, 2 Timotei 4,5, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucru unui evanghelist. Da? Deci, într-un fel, tot ceea ce se întâmplă din acest amvon este evanghelistic. Eu personal niciodată nu urc în amvon cu premiza că toată lumea dinaintea mea este convertită. Nici măcar că toți membrii ar fi. Să fie foarte clar. Întotdeauna las portița, posibilitatea că noi failibile am făcut o greșeală și în cadrul bisericii vizibile sunt oameni care nu fac parte din biserica adevărată. Și de fiecare dată când în mod explicit sau de alte dăți mai implicit este prezentată Evanghelia și chemați oamenii la pocăință, întotdeauna mă adresez inclusiv bisericii vizibile. Pentru că eu nu sunt Hristos, eu nu sunt Dumnezeu, eu nu știu până la urmă și în mod infailibil nici dumneavoastră nu știți. În același timp, sunt copiii noștri, sunt musafirii care vin, da? Și în același timp, este un model pentru dumneavoastră ca să luați prezentările Evangheliei și să le folosiți în a le prezenta altora. Să vedeți, a, interesant, din pasajul acesta, Evanghelia s-a prezentat din această perspectivă. Din acest pasaj o vedem din altă perspectivă. Și atunci când mergeți și mergem pe teren, să fim pregătiți ca să evangelizăm. Deci, într-un fel, toată predicarea este evanghelistică. Prezentăm din nou și din nou și din nou realitatea că Dumnezeu este Creatorul nostru, că noi ne-am răzvrătit împotriva Lui, că merităm condamnarea iadului, că în crucea Domnului Iisus Hristos avem soluția care ispășește de păcatele tuturor celor ce se încred în El. Și trebuie să ne pocăim, să ne bazăm pe jertfa Lui și nu pe meritul nostru, da? Evanghelia, 30 de secunde. Înțelegeți? Fiecare mesaj, pe cât posibil, este o încercare a mea ca să vă arăt Evanghelia dintr-o altă perspectivă. Psalmul 119, 12 predici. Dacă le luați fiecare, veți vedea, nu la intenția mea, n-am sucit eu psalmul, asta este Scriptura, Scriptura din Geneza până la Apocalipsa este Evanghelia, veți vedea Evanghelia prezentată din diverse perspective. Da? De asemenea, această evangelizare trebuie să se întâmple nu doar în public, dar și în privat. Da? Și predicatorul, până la urmă, Spurgeon zicea, că predicatorul trebuie să nu uite niciodată că el, deși coboară de la amvon, el tot predicator rămâne. Și jobul lui este întotdeauna să predice cuvântul și în public și în privat. Da? Și la oameni acasă și în amvon. Și pe stradă, peste tot, el trebuie să fie un evanghelist. Munca unui evanghelist este să evanghelizeze. Al doilea rând, munca unui păstor în cadrul bisericii pentru facerea de ucenici nu este doar să evangelizeze. Sunt foarte mulți care cred că sunt chemați să facă doar atât. Ei să meargă și să proclame, să facă cruciade, oamenii să intre în biserici și după aceea să zică, nu e treaba mea. Eu i-am chemat, da? Eu i-am evangelizat. Nu, facerea de ucenici este responsabilitatea slujitorilor de la evangelizare și până la desăvârșire. Adică trebuie să se ocupe și de echiparea lor, de creșterea lor, da? Și de asemenea, cuvântul, predicarea cuvântului este instrumentul numărul 1. De aceea petrec cel mai mult timp aici, în predicarea cuvântului, da? Predic mult și mă pregătesc mult. Și restul, dacă mai este timp, realmente, da? Sunt tot felul de inițiative care le avem ca și biserică, sunt bune. Sunt dispus ca să le anulez pe toate și să falimentez în orice proiect care îl avem ca și biserică, dar nu în ceea ce se întâmplă în amvonul acesta. Da? Pentru că este singurul lucru promis, dat în mâna noastră de Dumnezeu, care va da rod. Da? Și prin predicarea cuvântului, nu doar evangelizăm, ci și echipăm. Efeseni 4, de la 11 la 16, ne arată din nou portretul, planul, proiectul unei biserici dintr-o altă perspectivă. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, care Biblia ne spune că sunt ce? Dacă ne gândim la o clădire, ei formează ce? Temelia, ne spune apostolul Pavel, da? Și temeliile se mai pun din nou și din nou sau sunt puse odată pentru totdeauna?
O dată pentru totdeauna. De aceea nu avem apostoli și proroci. Ceea ce urmează, da, pe alții, ăștia suntem noi, evangeliști, păstori și învățători. Ăștia sunt zidarii care vin și pun peste temelie, pe aceeași temelie. Este foarte important. Dacă vine un maestru zidar proiectant, da? Maestru șef, dacă vine Nicu și construiește o temelie, și cu Bogdi, și cu Cipri, și să nu discriminez, da? Și cu Iosif, și mai vin și eu la lopat, și construim o mega temelie consolidată. Și veniți voi după aia, sau alții, oricine ar fi, și construiește o casă foarte frumoasă lângă acea temelie. Ce se va întâmpla cu casa? Se va prăbuși. Pentru că ne-au construit pe temelie, da? Sau dacă construiesc ei o altă temelie, care vine din puterile lor și nu de la Dumnezeu, cum a venit această temelie, din nou nu va fi bine. Există o singură temelie, lăsată de proroci și de apostoli, și toți cei ce vin cu cărămizile lor, cu munca lor, trebuie să zidească pe aceeași, aceeași temelie. Și asta trebuie să fac eu, ca și păstor, să vin să zidesc pe această temelie. Pentru, cu ce scop? Desăvârșirea. Da? Sau echiparea, ar fi o altă traducere care o știți, sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Primul pentru, ați văzut, este care-i scopul meu. Scopul meu este ca să fiu un evanghelist, un păstor, un învățător, ca să vă echipez pe voi. Al doilea pentru este scopul vostru. Da? Este scopul meu secundar și scopul vostru primar. Și anume, pentru zidirea trupului lui Hristos. Și vom vedea aceasta. Până când? Frate Mihai, când o să termin cu predicile? Când o să termin cu să ne tot cerți? Când o să termin cu astea? Nu prea de curând, fraților, da? Până când vom muri sau până când ne ia Domnul acasă? Până vom ajunge toți la unirea credinței și la cunoașterea Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin vriclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Deci ăsta este procesul. Și procesul acesta îl vom parcurge împreună. De ce nu se termină? Pentru că standardul care se cere este să ajungem în toate privințele, da, la Cel ce este capul, Hristos. Scopul Bisericii Sfintei Treime de la Zalău nu este ca toți membrii ei să ajungă ca și Mihai. Am ajuns la cunoștința lui Mihai, am ajuns la sfințenia lui Mihai, gata. Că dacă asta ar fi, probabil că unii deja m-ați depășit și am putea merge toți acasă. Standardul nostru este ca toți să ajungem la Hristos. Și aceasta nu vom ajunge până când nu vom fi glorificați. Dar vom parcurge acest drum împreună și din ce în ce mai mult vom fi ca și El. Da? Ca și El. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește, trupul se zidește în dragoste. Observați! Prioritatea apostolului Pavel este slujirea. Da? Scopul este slujirea. Slujirea predicatorului, slujirea păstorului, pentru slujirea trupului, pentru slujirea membrilor. Da? Vedem că toți sunt incluși. Absolut toți sunt incluși în acest proiect. Toți slujesc. Predicatorii, păstorii, evangheliștii slujesc într-un fel și pentru un scop, da? Dar ceilalți, toți sunt incluși. Fiecare mădular, fiecare încheietură zidește, da? Și toți au același țel, să ajungă la maturitate. Nu este nimeni care își poate spune, frate, eu sunt ok unde îs. Am înțeles niște lucruri, am depășit niște probleme, eu sunt ok aici. Nu! Există un singur scop, o singură țintă și toți suntem angrenați ca împreună să ajungem acolo. Da? Să ajungem acolo. Nu pot spune, gata, eu sunt ok unde mă aflu acum. Da? Oricum e mult mai bine decât unde eram acum 3 ani. Nu, suntem într-o continuă luptă și mișcare spre acea țintă care este Hristos și toți slujim să ajungem împreună cu toți.
Când mireasa este prezentată, fără pată, fără zbârcitură, toată e acolo. Nu poți să zici, măi, ne-am lăsat câțiva la Zalău, Doamne, s-a acolo, treaba lor, ei nu ținu pasul cu noi. Nu. Toți trebuie să fie prezentați. Asta este promisiunea lui Hristos, da? Și, cum ziceam, ajungem la această maturitate. Cum arată această maturitate? Apostolul Pavel subliniază două aspecte. Aspectul maturității doctrinare, adică biserica are sedimentat în mintea ei, fiecare membru are sedimentat în mintea ei adevărul lui Hristos. Și nu mai este purtat în dreapta și în stânga. El știe ce crede. El știe ce este Evanghelia, da? Biserica este matură. Apostolul Pavel nu mai trebuie să stea pe marginea scaunului, măi, dacă revine ea la Galateni. Cum stătea? Apostolul Pavel ne spune, în fiecare noapte, el nu dormea noaptea de frică și de durere pentru bisericile care erau sub atac. Dacă eu aș lipsi pentru 6 luni de zile, n-am planuri, stați liniștiți, da? Aș avea grijuri noaptea, oare frații rămân în ceea ce au fost încredințați? Nu din partea mea, din partea lui Dumnezeu prin cuvânt. Există suficientă maturitate sau au început să devieze? Dacă revin peste 3 ani, voi găsi aceeași Evanghelie predicată sau altă Evanghelie? Pavel spune că trebuie să ajungă la o maturitate doctrinară în biserică. Dar acea maturitate doctrinară nu este suficient. Trebuie să existe o maturitate în slujire. Dacă s-a ajuns la o maturitate doctrinară, se va vedea prin slujire. Și de ce este important asta? Maturitatea intelectuală, conceptuală, doctrinară, nepusă în practică, se erodează, dispare foarte repede. Pentru că în momentul în care vin noi membri, noi oameni, care nu sunt la acea maturitate și nu este nimeni care să ia și să-i crească, în scurt timp mai vin și mai vin și mai vin și în cele din urmă nu mai sunt suficienți oameni maturi în biserică încât să păstreze acea maturitate, acea direcție. Și asta se întâmplă peste tot. Uitați-vă în jur. Asta este fenomenul care se întâmplă în bisericile evanghelice. Da? Cercetătorii spun că ia 3 generații, maxim 3 generații, să meargă de la o biserică adevărată la apostazie. Prima generație este fidelă cuvântului, dar nu veghează. A doua generație vin copiii, da? Automat, venind copiii, dacă toți intră în biserică, ei fac majoritate. Nu? Matematic, gândiți-vă, 100 de membri, da? 2 copii și jumate pe familie, dacă suficienți dintre ei să căsătoresc și devin membri în biserică, în următoarea generație ei sunt majoritate. Dacă ei n-au fost ucenicizați, crescuți după dreapta credință, în a treia generație toată biserica devine apostată. Și avem bisericile, cum sunt în nordul Europei, cu femei păstori, cu homosexual, cu tot ce vrei. 3 generații. Da? Hai să le numărăm. 1, 2 și mâine vine a 3-a. Nu credeți? Eu mă speriu. Mă uit la fiică mea și realizez că imediat vine a 3-a. Mă gândesc că trebuie să-mi fac rost de pușcă în România, că în America am. Da? Repede, o să clipim și deja o să discutăm noi, eu, Cristi, da? Ozana, o să discutăm cu nepoții noștri. Și o să ne întrebăm, am pregătit generația asta în ceea ce înseamnă adevărata credință și adevărata trăire încât ei să-și pregătească copiii? Au avut ei un model suficient de bun la noi în casă despre ceea ce credem și cum trăim credința? Ca atunci când o să fie la ei în casă și învețe ei copiii? Nu știu. Analizăm fiecare pentru noi, da? Deci, păstorii au această responsabilitate prin predicarea constantă să echipeze pentru ca membrii să slujească în zidirea trupului și pentru ca ei să ajungă maturi în credința lor, în doctrina lor, da? Ăsta este job. Să vă pun la dispoziție în mod constant învățătură, da, sănătoasă, biblică, încât credința voastră, adică doctrina voastră, să fie consolidată și viața voastră spirituală să fie hrănită, încât să aveți ceea ce este nevoie ca să slujiți în așa fel încât biserica să crească. Nu numeric în primul rând, ci ca și sănătate. În al doilea rând, cum ziceam,
Păstorii mai ales sunt responsabili pentru a proteja și a administra și a uceniciza chiar și prin rânduiel, da? Chiar și prin rânduiel, prin botez și prin cina Domnului. Sunt lăsate de Dumnezeu, sunt lăsate de Hristos pentru a afirma în mod inițial, prin intrarea în biserică și apoi în mod constant, identitatea ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Și de aceea păstorii trebuie, este imperativ să privească aceste două rânduieli cu o severă seriozitate. Cu o severă seriozitate și să vegheze peste el. Și anume, peste membralitatea bisericii. Cine intră prin botez sau prin admitere de membru în biserică și cine ia parte la cina Domnului. Cine este declarat ca și fiind ucenic de biserică. Și cu toate că cred că biserica noastră a fost extrem de consecventă în sensul acesta, s-ar putea să nu fi fost, o spun eu pentru mine, eu să nu fi fost întotdeauna suficient de consecvent. Sincer. Să fi lăsat aspectele firești, aspectele sentimentale, să fi dictat asemenea anumite decizii sau recomandări față de biserică. Rețineți una dintre ele care a dus la excluderea unor frați, care până la urmă a fost făcută admiterea lor cu recomandarea mea, deși am avut anumite rețineri în baza sentimentului, măi, suntem puțini, cum să-i respingem, și am regretat mult timp după. Și am suferit și probabil a suferit mult timp după. Dar oare a fost singura greșeală? Posibil că nu. De asemenea, păstorii trebuie ca să protejeze amvonul bisericii. Dacă instrumentul lor numărul unu este predicarea cuvântului și dacă acela este cel mai influent în dezvoltarea bisericii, ei trebuie să protejeze împreună cu rânduielile bisericii amvonul bisericii. Adică cine predică și ce să predică. Nu știu dacă știți lucrul acesta, unii știți. Fiecare predică rostită în absența mea, eu ascult fără excepție. Nu există. Nu există, este datoria mea. Fiecare mesaj rostit în acest amvon, eu sunt obligat ca să-l ascult, să fiu sigur. La fel cum dumneavoastră, dacă mâine s-ar spune la știri că este o epidemie de ceva mâncare otrăvită pe piață, ar fi de datoria voastră părintească să vă asigurați că copiii dumneavoastră nu au în farfurie mâncare otrăvită. Nu este așa? De asemenea, este de datoria mea și o iau extrem de în serios cine urcă în acest amvon și ce spune în acest amvon. Și oricând s-a spus ceva care a fost cu cel mai mic semn de întrebare, dacă a fost nevoie, am luat atitudine, fie în privat, fie în public. Da? Pentru că eu înțeleg că este responsabilitatea mea să protejez această biserică și membrii ei prin a trata cu seriozitate rânduielile lăsate de Dumnezeu și instrumentul principal de ucenicizare. Apoi, 3. Păstorii sunt responsabili pentru creșterea bisericii și pentru ucenicizarea bisericii prin exemplul lor. Probabil cel mai evitat aspect din păstorire este acesta. Nimeni nu mai vrea să spună călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Toată lumea vrea să spună ascultați predicile mele. Abonați-vă la canalul meu de YouTube. Uitați ce am scris, uitați ce cărți am publicat, uitați. Păstorul, în umilință, da? În mod real, realizând că este un om cu multe greșeli, care până la urmă sunt acoperite doar în jertfa Domnului Iisus Hristos, un exemplu imperfect, trebuie să poată sta înaintea bisericii și să spună călcați pe urmele mele, întrucât am călcat pe urmele lui Hristos. Și acolo unde greșește, să fie corectat și să se întoarcă pe urmele lui Hristos. Din păcate, de foarte multe ori și în foarte multe biserici, și posibil că și la noi câteodată, s-a spus mai în serios, mai în glumă, proverbul românesc, trebuie să faci cum spune popa, nu cum face popa. Da? Ați auzit proverbul. Biblia nu prezintă lucrurile așa. Nu este standardul la care eu mă pot privi.
Și nu este standardul la care Biblia vă cere dumneavoastră să mă evaluați pe mine. Standardul este dacă calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Ăsta este standardul, da? Apostolul Pavel, când vorbește cu ucenicul său, poate cel mai apropiat ucenic, din câte știm, Timotei, dându-i poate ultimile îndrumări, înainte ca Apostolul Pavel să meargă la Domnul, în 2 Timotei capitolul 3, îi spune lui Timotei în felul următor: însă, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea. La ce se referă Apostolul Pavel îndeaproape? În sensul că el a citit mai multe epistole? Nu, uitați. Adică, purtarea mea, scopul meu în viață, credința mea, răbdarea mea, dragostea mea, fermitatea mea, persecuțiile și suferințele prin care am trecut, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia, în Listra, toate persecuțiile pe care le-am îndurat. Ce spune Apostolul Pavel? Timotei, tu mă cunoști pe deaproape. Tu cunoști viața mea. Tu cunoști lacrimile vărsate. Tu cunoști persecuțiile. Tu cunoști toate motivele care le-aș fi avut să renunț. Tu cunoști toate durerile mele. Tu cunoști confruntările care le-am avut cu oameni, dezbaterile care le-am avut. Hotărăște tu dacă ceea ce îți spun eu și ceea ce trăiesc eu sunt în conformitate una cu alta. Pentru că tu cunoști din aproape, nu de departe, nu din epistolele citite, nu din ceea ce ai văzut pe Facebook, ci de aproape, Timotei. Tu știi lucrurile acestea. Și Pavel îl îndeamnă pe Timotei să se uite la viața lui, să se uite la învățătura lui prin prisma, prin lentila vieții lui și să zică cum stau lucrurile. Și Pavel este suficient de sigur încât îl îndeamnă: însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, fiindcă știi de la cine le-ai învățat. Știi de la cine le-ai învățat. Ai avut un model pe cineva care a umblat pe urmele lui Hristos. Celor din Tesalonic le scrie: vă amintiți, fraților, de munca și osteneala noastră, cum în timp ce v-am predicat Evanghelia lui Dumnezeu, am lucrat zi și noapte. Și nu se referă aici doar la predicare. El se referă la faptul și explică: ca să nu fim o povoară pentru niciunul dintre voi, am lucrat zi și noapte. Priviți, spune Apostolul Pavel, cum am făcut eforturi supraumane și în predicare și în munca de zi cu zi, ca să nu fim nicio povară pentru voi, încât să n-aveți niciun motiv de cârtire. Apostolul Pavel nu are nicio reținere. Și nu pentru că el este sfânt în sensul de desăvârșit, ci în sensul că viața lui, intenția lui, slujirea lui este cuprinsă de această realitate de dragoste pentru Hristos și de dragoste pentru copiii lui Dumnezeu. Și a făcut tot ceea ce a stat în puterea lui, să le ofere un model demn de urmat. Noi știm că apostolii au greșit. Noi știm că apostolii în viața lor au făcut greșeli. Apostolul Petru, la un moment dat, trebuie să fie confruntat de apostolul Pavel. Nu crede că Pavel e mai super om decât Petru. Ca atare, nu avem nicio iluzie că Petru sau Pavel ar fi fost niște super oameni care nu au avut nicio gafă în viața lor. Cu toate astea, ei au curajul să urce înaintea adunării și să spună: călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Acum, este analiza care dumneavoastră trebuie ca să mi-o faceți mie, dacă în ultimii 3 ani jumate, imediat 4 ani, am dat dovadă de consecvență prin viața trăită, prin sacrificiile făcute, prin lacrimile vărsate, etc., etc., vis-a-vis de Evanghelia predicată și vis-a-vis de dragostea față de copiii lui Dumnezeu. Și dacă este așa, vă invit, călcați pe urmele mele, mai bine spus, pe urmele lui Hristos. Și dacă nu este așa, de asemenea, vă invit să confruntați această realitate. Rolul congregației. Să nu credeți că doar slujitorii au un rol, de fapt. Cum ziceam, sunt două roluri, două categorii complementare. În primul rând, rolul congregației față de slujitori. Da? Este logic, dacă începem cu rolul slujitorilor față de congregație, să vedem cel al congregației față de slujitori. Și Biblia prezintă, și voi fi foarte telegrafic, pentru că nu vreau ca să lungesc și să vă obosesc,
Biblia prezintă o sumedenie de responsabilități și de valențe în relația între congregație și slujitori. Da? În primul rând, mi se spune că congregația trebuie ca să asculte și să răspundă cu supunere față de conducerea ei, evident, atunci când conducerea este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă este, cum am învățat împreună, atunci când cuvântul este predicat, atunci când cuvântul este explicat, cuvântul este cel care ne leagă conștiința. Nu fratele Mihai, nu Biserica Sfânta Treime, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu care sunt responsabilitățile noastre, care este rolul nostru ca și mădular în trupul lui Hristos, și le ignorăm și nu le facem priorități, nu este o jignire în primul rând asupra mea, asupra slujirii mele, nu zic că nu doar, dar este o jignire și un afront în primul rând asupra lui Hristos. El a dat poruncile. El este păstorul cel mare. Este biserica lui, nu este biserica mea. Și pretindeți că faceți parte din biserica lui, nu din biserica lui Mihai Marian sau altcineva. Pretindeți că sunteți mădular din trupul lui. A pretinde lucrul acesta și a nu fi este ofensă în primul rând asupra lui Hristos. Posibil ca pe mine și pe alții să-i păcălim o perioadă și să facem parte din biserica vizibilă. Dar aceste două cercuri concentrice la un moment dat se separă. Când Hristos vine și va duce pe unii la dreapta și pe alții la stânga, amăgirea aceasta dispare la un moment dat. Ascultare și supunere. Evrei 13:17. Ascultați de mai marii voștri, de conducătorii voștri și supuneți-vă lor. Ce înseamnă? Știm. Predicărilor, îndemnarea din cuvânt, da? Nu ideile mele și preferințele mele, căci ei au grijă de sufletele voastre și vor fi răspunzători de ele. Pentru că astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând. Lucru care nu va fi de niciun folos. De ce gem predicatorii și păstorii? Voi nu cred că știți. Pentru că un predicator și un păstor cu mințele întregi realizează că ajunge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va spune de ce nu s-au supus. Doamne, las, ca și Adam. Doamne, Tu mi-ai dat. Mă întreb pe mine? Păi, Te-am pus acolo. Ți-am dat jobul ăla. Răspunde-mi acum, ce ai făcut cu ei? Eu va trebui să fac asta. Și de aia când nu ascultați și nu vă supuneți de Dumnezeu, și apoi o faceți zâmbind, eu gem. Pentru că eu știu când vine o zi, ok, miercuri seara, Mihai. Miercuri seara, 4 ani la rând, Mihai, a fost jumătate din prezență. Acum e un pic mai multă. Știm de ce, probabil. O mustrare așa a Duhului. 4 ani la rând, 8 ani, 20 de ani, Mihai, și miercuri seara tot numai jumătate. Duminică seara. Mihai, ce s-a întâmplat? Eu nu vreau să dau ochii cu Hristos în felul acesta. Am eu destule păcate ale mele pentru care nu pot să răspund. Și îmi va fi greu să stau cu capul sus dacă n-ar fi pentru neprihănirea Lui și pentru sângele Lui care mă acoperă, n-aș putea. Dar de aia gem și plâng păstorii. Că zic, bă, ce-i pasă la fratele păstor că eu sunt indiferent față de aia, față de aia, față de aia. De aia e pasă. De aia el nu poate să fie bucuros indiferent de starea ta spirituală. Pentru că el este responsabil față de Hristos. Și biserica datorează. Cât timp păstorii cărmuiesc după Scriptură, ascultare și supunere. Din nou, dacă ceea ce s-a predicat din acest amvon și dacă exemplu dat din acest amvon vis-a-vis de cerințele lui Hristos pentru biserica sa sunt biblice sau nu, decideți dumneavoastră. Dar dacă sunt biblice și dacă au fost exemplificate, ce scuze avem? Ce scuze avem, realmente? 2. Respect și dragoste. Cum după ascultare și supunere, respectul și dragostea vine cam greu. Dar asta se cer. La fel cum o soție trebuie să se supună soțului și în același timp să îl iubească, pentru că trebuie să înțeleagă că este pentru binele ei, la fel cum un copil trebuie să se supună
tatălui și mamei și în același timp să iubească și să-i onoreze pentru că tatăl și mama nu fac altceva decât să-i ceară ceea ce e bine pentru copil, la fel biserica, când se supune față de conducătorii ei, trebuie să iubească și să-i aprecieze pentru că are maturitatea, nu precum un copil răzvrătit, să realizeze oamenii aceștia doar caută să mă cârmuiască spre binele meu. Tata mi-a zis că nu pot să ies în oraș, nu pentru că e rău, ci pentru că mă iubește, pentru că știe care e pericolul de acolo. Mama mi-a zis ca să, așa, nu pentru că nu știe să trăiască viața, ci pentru că știe ce e mai bine pentru mine decât știu eu și pentru că mă iubește. Da? De asemenea, o biserică matură, când vede exemplificat, când vede că cei care o conduc cer din nou și din nou și din nou, insistent ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, reacția lor este una de respect și de dragoste. Apostolul Pavel cere celor din Tesalonic lucrul acesta. Vă cerem, fraților, să-i respectați pe cei ce se ostenesc printre voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. Prețuiți-i în dragoste datorită lucrărilor și trăiți în pace între voi. Apoi, biserica este datoare să se ocupe de nevoile slujitorului. Din nou, să nu credeți că bat apropo la ceva. Nici nu vreau concedii de 6 luni, nici nu vreau mărire de salar, da? Dar Scriptura cere lucrurile acestea și vi le spun pentru că la un moment dat, dacă Domnul mă cheamă acasă, nu în America, acasă, în ceruri, da? Și vine altul după mine, vreau să găsesc o biserică matură, să găsească o biserică matură și din punctul acesta de vedere. O biserică care spune, frate, noi înțelegem că atât timp cât ne predici Evanghelia, datorăm ascultare, atât timp cât ne cere ascultare față de cuvânt, datorăm dragoste și datorăm ca să ne ocupăm de nevoile tale. Galateni 6:6, Apostolul Pavel ne învață că cel ce primește învățătura din cuvânt trebuie să-i facă parte celui ce o dă din toate lucrurile lui bune și celui ce l-a învățat. Da? Principiul acesta, din toate lucrurile lui bune, ne învață pe noi că trebuie să fie un fel de echitate. Cel care face parte ca și slujitor într-o comunitate, aproximativ trebuie să fie la nivelul lor. De aceea bisericile care încearcă să subjuge slujitorii, să zică, păi, noi toți aici suntem cam la 50 de milioane pe lună, asta e media noastră, el se descurcă cu 12 milioane, nu-i așa? Ia-s draci în locuri de membri, da? Deci slujitorul trebuie ca să trăiască o viață la nivelul comunității în care se află el. 1 Timotei 5:17 ne arată că cei care se ostenesc mai ales în predicarea cuvântului au dreptul la îndoită cinste. Și termenul acesta denotă o recompensă monetară. Nu este vorba numai că îți dai jos pălăria de 2 ori. Ha, ha, părinte, da? Nu. Înseamnă că decartezi de 2 ori, ca să vorbesc foarte pe românește, da? Nu tu personal, că asta se numește șpagă, ci ca și biserică. Fain frumos, pe carte de muncă, încât să nu se simtă el umilit în niciun fel, da? Aceasta este o realitate. O realitate cu care trebuie să ne confruntăm. Pentru că la un moment dat, poate că va fi nevoie ca să facem iarăși lucrul acesta și ar trebui ca să fim deschiși oricând Dumnezeu ne dă această oportunitate. Apoi, datorează încredere față de slujitorii ei. Dacă slujitorii au dovedit că sunt oameni de caracter duhovnicesc, că predică cu adevărat Scriptura și că sunt chemați la această slujire și confirmați de biserică, biserica datorează să le dea încredere, să le acorde un credit de încredere. De exemplu, în 1 Timotei 5:19 se vorbește despre faptul că orice acuzație împotriva unui prezbiter să nu fie luată în calcul fără cel puțin 2 martori. Da? Dacă toate acuzațiile care s-au făcut împotriva mea fără martori ar fi luate în calcul, atunci, realmente, eu n-aș mai avea ce să caut în acest ambon. Biserica datorează încredere față de slujitorii ei, da? Altfel spus, nu mergem și gata. Fie că-s eu, fie că-s altul. Dacă a dat dovadă de un caracter duhovnicesc și de fidelitate față de cuvântul lui Dumnezeu și este instalat în această slujire, biserica trebuie să-i acorde un credit, da? Nu un credit infinit, evident, dar un credit.
și 5. Deci ar fi mai multe, dar acestea cred că sunt esențiale. Deși ei acordă o încredere, biserica este responsabilă pentru verificare și responsabilizare. Orice păstor, orice slujitor care nu cere el să fie verificat și responsabilizat, e problemă cu el. Oricare se ferește. A, nu te iei tu acum de viața mea să mă analizezi tu pe mine. A, frate Cristi, cum adică mi-ai scris tu să mă întreb unde ești? Bă, eu sunt păstor, eu îți scriu ție. Orice om care se află într-o postură de leadership și nu vrea să fie tras la răspundere, n-are ce căuta acolo. A, nu zic că mai întâi nu vine cei firești și te mai ăsta un pic, dar dacă nu ai atâta conduită duhovnicească să realizezi că ești responsabil în primul rând față de Hristos și apoi față de biserică, n-ai ce căuta aici. Biserica este arătată, și am învățat lucrul acesta împreună, este arătată ca și responsabilă pentru a verifica și a afirma sau nu, în continuare, slujirea celor din conducere. În primul rând, doctrina lor. De aceea trebuie ca să vă pregătiți și să studiați. Ca să puteți, ca să analizați ceea ce se predică aici, să spuneți, este sau nu este după cuvânt. Eu de multe ori când mai aveam discuții cu alți păstori, sau mai am discuții, deși nu fac pariuri și să nu se lanseze alți voni, zic, mă, eu aș paria cu voi că dacă vin la voi în biserică, e o oră întreagă predic numai erezii. La propriu. Erezii nimicitoare, care dacă le cred oamenii, se duc în iad. Și eu îți garantez că numai amin și aleluia aud o oră întreagă. Pentru că cât timp ai tonalitatea corectă, ilustrațiile corecte, da? Dinamismul corect, poți să spui orice. Jobul dumneavoastră este ca să stați în bancă, să auziți, să procesați ceea ce se predică și să cântăriți. Nu după ceea ce vă place și ce vă gâdâle urechea, ci după ceea ce spune Scriptura. Biblia ne arată lucrul acesta. Apostolul Pavel le spune galatenilor că oricine ar veni cu o altă evanghelie, ba mai mult, ei dacă ar veni. Imaginați-vă, Apostolul Pavel pleacă și revine și și-o pierdu mințile. Și le vestește o altă evanghelie și Apostolul Pavel spune să fim blestemați, să fim anatema. Orice nu acordă cu cuvântul lui Dumnezeu să fie blestemat, să fie anatema. Radical! Dar asta cere cuvântul lui Dumnezeu și asta trebuie să fie standardul la care să ține orice slujitor al lui Dumnezeu. Orice ar putea duce în iad, cum zice Apostolul Pavel lui Timotei, ai grijă peste învățătura ta, pentru că prin ceea ce predici te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă, orice ar putea nimici pe cei care ascultă, dacă ei cred propovăduirea mea, ar trebui să mă înfioare. Și ar trebui întotdeauna, eu în primul rând, să mă analizez. Predic cu adevărat Evanghelia lui Hristos? Împart drept cuvântul? Și în cele din urmă, dumneavoastră sunteți responsabili să determinați lucrul acesta. Biserica are responsabilitatea să verifice învățătura și viața slujitorului și să respingă acel slujitor și acea slujire dacă nu este conform, dacă nu este conform Scripturii. De aceea, Pavel, când este confruntat în Bereea, în Fapte 17, nu se oftică pe ei. Și ni se spune despre acești oameni care au primit Evanghelia lui Pavel după cercetări, că au avut o inimă mai aleasă. Ei au vrut să verifice ei, să ia cuvântul predicat de Pavel și să vadă, să-l filtreze prin cuvântul lui Dumnezeu și să vadă este sau nu adevărat. Cu cât atenție ascultăm noi predicile. Dacă aș face exercițiu, experimentul care îl propun colegilor mei din altă biserică aici, ce nota am luat noi? Nu știu. Întrebați dumneavoastră. Da? Dar în cele din urmă, cum ziceam, verificarea este și asupra mea. Dacă ceea ce predic și dacă felul în care trăiesc corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cele din urmă. Responsabilitățile unii față de alții. Că faptul că există un cadru, faptul că există slujitori, faptul că ei își fac treaba și faptul că tu te raportezi față de ei într-un anumit fel, indică doar că acolo este adevărată biserică. Nu indică că tu faci parte din adevărata biserică. Înțelegeți diferența? Indică că aici, la Biserica Sfânta Treime, este o biserică cu slujitori. Dar întrebarea este dacă tu faci parte din ea.
Și ca să răspunzi la întrebarea asta, trebuie ca să vezi cum te poziționezi unul față de altul. Pentru că felul în care Hristos descrie verificarea, ați văzut, să vă iubiți unii pe alții. Degeaba iubești slujitorul dacă nu există o relație unul față de altul. Degeaba ai o relație cu instituția bisericii, degeaba ai o relație de membru în acte dacă nu ai o relație de mădular în organism. Unii față de alții. Cum? Cum v-am iubit eu, spune Hristos, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și Biblia din nou și din nou și din nou sublinează această realitate. Și aș vrea să vă citesc din Evrei 10 și din Roman 12, două descrieri a ceea ce înseamnă o comunitate care se iubește unul pe altul. Și să vă las cu aceste gânduri pentru verificarea dumneavoastră. Dacă până aici, în mare parte, cred că m-am subliniat pe mine în sensul de să mă verificați pe mine, vreau să vă las cu câteva gânduri care să fie o verificare și pentru dumneavoastră. Romani 12, la 10, la 16, Apostolul Pavel descrie cum ar trebui să fie o asemenea comunitate. Iubiți-vă unii pe alții. Da? Auzim ecoul vorbelui Domnului Iisus Hristos. Cu o dragoste frățească. Luați-vă la întrecere în ce privește respectul care vi-l acordați reciproc. În ce privește dedicarea, să nu fiți leneși. Fiți plini de râvnă cu Duhul și slujiți Domnului. Fiți bucuroși. Subliniez din nou, mai spunea de foarte multe ori, prea puțină luptă se depune pentru bucurie. Prea puțină. Am avut astăzi, vă mărturisesc, și ieri și alaltăieri, niște zile groaznice. Groaznice. Și am realizat că toate grijele și toate problemele m-au dezarmat în așa hal încât n-am mai găsit măcar câteva minute în care să lupt pentru bucurie. Până înainte ca să vin la biserică, am prins 15 minute în mașină în care am putut să dau drumul la niște imnuri și să ascult Evanghelia cântată și să-mi amintesc că chiar dacă pământul ăsta cu tot ce e pe el ar arde, eu s-a ascuns în Hristos. Bucuria trebuie să lupți pentru ea. Da? Trebuie să lupți pentru ea. La fel cum luptați, și nu neapărat trebuie să fie păcătos, pentru câștigul material, câștigul spiritual, bucuria în Hristos, trebuie luptat pentru ea. Până la sânge trebuie luptat pentru ea. Dar nu este ceva care vine de la sine. Bucuroși în nădejdea voastră, fiți răbdători în necaz, dedicați-vă rugăciunii, ajutați pe sfinți care sunt în nevoi, fie între noi, fie în afară, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei care vă persecută, cei care vă blesteamă. Eu am destui din ăștia, deci am mulți pe care trebuie să-i binecuvânt și trebuie să o fac, nu este ușor și trebuie să o facem împreună. Binecuvântați-i, nu blestemați, spune Apostolul Pavel. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, trăiți în armonie unii cu alții, nu vă gândiți la lucrurile înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți, nu vă considerați singuri înțelepți. Un portret a unei biserici care trăiește într-o relație de dragoste unii față de alții. Păi am văzut în Evrei 10, 24 și 25. Trebuie să veghem unii asupra altora. Trebuie să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Trebuie să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul. Și să ne îndemnăm unii pe alții. Cu atât mai mult că vedem că ziua este aproape. În final, în concluzie, o las cu gândul cu care am început. Să plecăm acasă de aici, în pregătire pentru întâlnirea noastră de duminică seara, cu această întrebare, sau cu aceste întrebări. Dacă biserica aceasta, conform ceea ce Scriptura prescrie, este cadrul adevărat și mânuie instrumentele lăsate de Hristos în așa fel, încât să fie considerată o biserică adevărată. Dacă slujirea care se face în ea este de asemenea natură și este modelată în așa fel încât să dea bisericii ceea ce are nevoie pentru creșterea spirituală.
Și dacă biserica și slujirea ei poate fi considerată adevărată, nu perfectă, nu există biserică perfectă sau slujitor perfect, să trecem la analiza personală. Fac eu parte din adevărata biserică sau doar parte din biserica vizibilă? Este evidentă relația mea de unii cu alții, cum este evidentă între cap și trup, între mână și trup? Sau este doar una declarativă? Sunt vizibil sau sunt adevărat? Sunt parte din organism sau doar parte din instituție? Cred că este un moment, prin această inițiativă, de a ne adânci împreună în această misiune de a face ucenici. Într-un fel, mai în glumă, mai nu în glumă, glumeam cu frații că, la fel ca Domnul Iisus Hristos, după 3 ani jumate de învățătură intensivă cu ucenicii, s-a întors la ei și a zis, acum voi faceți. Cam ăsta este momentul, fraților. Și cei care ne aflăm aici, care vă aflați aici, trebuie să faceți o analiză reală. Și vă invit, cum am zis, în primul rând, asupra bisericii și asupra celor care o slujesc, dar apoi asupra fiecăruia dintre dumneavoastră. Și aș vrea ca să priviți asupra acestui proces de ucenicizare cu acești ochi biblici duhovnicești. Și să hotărâți pentru fiecare dintre dumneavoastră dacă sunteți gata cu tot ceea ce Dumnezeu v-a dat să împliniți porunca Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea această convingere, să vă ilumineze spiritual, să ne dea smerenie și umilință, începând de la mine și la fiecare dintre dumneavoastră, să ne facem o asemenea analiză și ca Duhul Sfânt să corecteze în inimile noastre orice nu este după voia Lui, oricât de dureros ar fi, pentru că este spre binele nostru.